La 15 zile de când Grecia se luptă cu incendii de vegetație nemaivăzute, autoritățile elene au început să evalueze pagubele provocate de flăcările care au devastat zone imense de pădure, au distrus case și au forțat mii de persoane să fugă din locuințele lor. Iar grecii din România s-au mobilizat. Noi, ca Uniune Elenă din România, ca comunitate, vorbind de Constanța, am ajutat oricând, oriunde, pe oricine. Deci s-au deschis conturi pentru lei și euro, s-a dat drumul la un SMS, unde lumea poate să doneze acei 2 euro. Crucea Roșie a venit în parteneriat, televiziunea română la fel a dat tot sprijinul și îl dă în continuare. Potrivit președintelui Comunității Elene din Constanța, sumele strânse vor fi utilizate pentru procurarea de alimente. Pe lângă bani, sunt binevenite și alimentele neperisabile ce pot fi strânse la sediile filialelor Uniunii Elene din România. Constanțenii care vor să dea o mână de ajutor pot aduce produsele la sediul Comunității Elene de pe strada Aristide Carațali. Campania va dura 30 de zile, timp în care noi vom face toate pregătirile necesare. Nu știu dacă vom pleca la sfârșitul celor 30 de zile sau chiar în timpul celor 30 de zile. Vă dau ca acum 3 ore, deputatul nostru era la granița și intra în Grecia, se duce direct pe insula Evia să vorbească cu primarul. Persoanele care doresc să participe la campanie pot dona în conturile deschise de Uniunea Elenă din România. Cont în lei RO47RNCB 00720050557800028. Cont în euro RO20RNCB 00720050557800029 sau prin SMS 2 euro la numărul 8825, pus la dispoziție de către Societatea Națională Crucea Roșie din România.